Senatorul Florin Cârciumaru s-a ferit să comenteze prea mult pe marginea conflictului dintre Victor Ponta și Liviu Dragnea. Nu se știe nici de o eventuală plecare a lui Ponta din partid, pentru că se întâlnește foarte rar cu deputatul. V-ați întâlnit cu Victor Ponta la București, se tot zvonește o plecare a sa. Sunt supoziții că își face parte din nou cu Daniel Constantin după ce a pierdut pensiunea. Nu, deci personal nu m-am întâlnit cu domnul Ponta de aproximativ o lună de zile. Dânsul este deputat, eu sunt senator, avem practic activități separate și nu m-am întâlnit, nu am discutat. Nu cunosc mai mult decât ceea ce vedeți și dumneavoastră prin presă. Ciprian Florescu este de părere că Victor Ponta și Liviu Dragnea ar trebui să aibă o discuție între patru ochi și să-și rezolve problemele. Pare rău că schimbul ăsta de replici continuă, pentru că probabil nu de asta avem noi nevoie în acest moment. Avem nevoie de înțelegere și sunt convins că dacă s-ar discuta față în față, lucrurile s-ar putea lămuri într-un sens pozitiv și pentru partid, și pentru actul de guvernare, și pentru ceea ce înseamnă relațiile personale. Eu nu-mi permit să comentez nici ceea ce spune domnul Dragnea, nici ceea ce spune domnul Victor Ponta. Până la urmă este un schimb de replici între doi lideri, unul care conduce în prezent Partidul Social Democrat, unul care a fost președinte al PSD și care are o forță politică recunoscută. Cu toate acestea, Florescu nu-l vede pe Ponta părăsind Partidul Social Democrat. S-a vehiculat în ultima perioadă că Ponta ar vrea să clădească un nou partid alături de Daniel Constantin. Acesta din urmă și-a pierdut funcția din executiv odată cu retragerea sprijinului ALDE. Până la urmă este, haideți să spunem, meciul domniei lor și eu personal refuz și să-l comentez și să-l analizez, iar dacă o fac, o fac strict pentru mine, încercând să găsesc, nu știu, elementele care să mă conducă la o concluzie vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat sau de ceea ce se poate întâmpla în viitor între cei doi lideri. Sunteți foarte apropiat de domnul Victor Ponta în cazul în care și-ar face un partid, l-ați urmă? Nu își va face niciun partid. Aș vrea să vă spun că vă garantez, sigur, asta nu este imposibil, pentru că nu sunt de ieri de azi în politică. Dar eu în sinea mea și după toate discuțiile pe care le-am avut cu domnia sa, sunt convins că va rămâne în continuare Partidul Social Democrat. Ciprian Florescu este mai apropiat de Victor Ponta în comparație cu alți lideri din PSD. Acest lucru s-a văzut luna trecută. Doar el a mers să vorbească cu deputatul când a fost citat ca martor într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului Gorj. Potrivit unor surse din interiorul partidului, această decizie i-a adus și antipatii în PSD.